Suntem la avanpremiera primului film Gașca Zurli. De când vă știți voi, tu și Mirela? Oh, mă leagă o prietenie veche de Mirela. Am fost mereu alături una de cealaltă, în multe situații și bune și rele, că așa e într-o prietenie, te susții și la bine și la greu. Și am colaborat de multe ori, am fost onorată să fiu invitată de ea alături de trupa mea de pitch, fie să cânt în show-urile Zurli, fie la festivalurile Zurlandia pe care le organiza. Ea a fost alături de mine la concertele pe care le-am avut la Ateneu, tot așa, cu toată gașca și cu Maia. Și uite că în seara asta sunt foarte fericită pentru ei, pentru faptul că au ajuns să lanseze primul film. Uite, povestea Zurli e din ce în ce mai complexă și o felicit și pentru colaborarea cu Alina și Cătălin Dascălu, pe care iarăși îi cunosc foarte bine și îmi sunt foarte dragi colaboratori. Și uite că e o combinație reușită și abia aștept să văd cum este produsul final. De ce nu sunt și fetele cu tine la film? Sunt în seara asta la cursuri de engleză. În după amiază asta, de fapt, că e o după amiază. Spune-mi cum se configurează 2024 pentru tine pe plan profesional și personal. În 2024 am foarte multe planuri, pentru că vreau să merg mai departe cu proiectele pe care le-am început în 2022 și 2023. Pentru că am poți să ne dai detalii? Foarte mult profesional și în ceea ce privește activitatea mea muzicală, cât și cu picii. O să am evenimente importante pe care urmează să le anunț. E vorba tot așa de concerte mari pe care le tot pun la cale și urmează să anunț despre ce va fi vorba. Pregătesc multă muzică, melodii de-ale mele, melodii cu picii. O să fie un an foarte plin și mă bucur din tot sufletul de tot acest avânt profesional pe care l-am luat și de reacția foarte frumoasă a oamenilor care mă urmăresc. Pentru că până la urmă, tu ca artist faci lucrurile astea pentru public și când vine din partea publicului un feedback că ceea ce faci, faci bine, asta e minunat. Iar personal vom vedea, îmi doresc liniște. Sper ca situația noastră să se lămurească, să ajungă într-o normalitate, sper, în 2024, dar nu depinde de mine. Fetele cum sunt? Încep așa să pună diverse întrebări, încerci cumva să găsești o cale să le dai niște răspunsuri mai diplomatice? Pentru fetițe, schimbarea a fost atunci când au locuit o săptămână într-o parte și o săptămână în cealaltă. Situația aceasta nu mai este valabilă pentru că a fost suspendată, s-a dovedit că nu le-a fost benefică, însă este suspendată temporar până când se va încheia procesul mare, când o vom lua de la capăt cu aceleași cerințe. Deci, practic, povestea încă nu s-a lămurit, deci mai e de așteptat până când vom ajunge într-o situație de normalitate.